Un vicecampion european la canotaj s-ar fi putut bate pentru medalii și în caiac. Sergiu Bejean rămâne în barcă și pentru Jocurile Olimpice de la Paris, unde visează la fotografia vieții cu aurul la gât. Foarte frumos, o schimbare de peisaj. Canotorul pasionat de fotografie s-a dat cu caiacul în delta Argeșului. La prima oră, Sergiu a avut și un antrenament la canotaj pe lacul Snagov. Dacă nu mai pot, mai pot. Nu e mai greu. Nu e mai greu, dar nici nu mă gândesc să mă reprofilez. Obișnuit pe Snagov, cum a fost pe Argeș? Fără șalupe. A fost ideal pe Argeș, foarte liniștit. Mediul meu cu păsări, cu animale, cu un mediu cât mai natural. Sergiu a avut două expoziții de fotografie, pasiunea lui de 6 ani. Canotorul a făcut poze și din caiac pentru a treia expoziție pe care o pregătește. O fotografie realizată cu telefonul în tura cu caiacul. S-ar fi văzut foarte bine și și alb-negru. Da, sunt mulțumit, chiar îmi place cum a ieșit. Vicecampionul european vrea să dea lovitura supremă și în canotaj și cu fotografia. O publicare într-o revistă de mare succes și în canotaj, bineînțeles, un titlu la Jocurile Olimpice.